Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către tine, cerându-ți ajutor. Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu. Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog, cu umilință, să-mi aduci liniște în tristețea și durerile mele, în numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului Lumii în casa ta. Te implor, roagă-te pentru mine și familia mea, ca să-L păstrăm pe Dumnezeu în inimă, astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum. Te implor, ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți, precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale. Bucură-te, Marie, cea plină de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău, care a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Iisus Hristos. Sfântă Marie, Maică de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși acum și în ceasul morții noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoșii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, amin, amin.